Fica lui Adrian Enache a fost atacată cu un cuțit în fața blocului în care locuiește. Adolescenta de 17 ani a ajuns la spital cu rând la gât și la o mână după ce a fost agresată de portarul clădirii. Bărbatul de origine libaneză și-a recunoscut fapta și polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Noaptea și-a petrecut-o la audieri, unde a trebuit să explice de ce a avut această reacție. Fica lui Adrian Enache ar fi mers la el să-l întrebe de ce s-a întrerupt curentul în bloc. N-a durat mult până când vecinii au auzit-o cum țipă ca să scape de furia omului. Cum este în spital, sub atenta supraveghere a medicilor.